Domnul să fie lăudat! Amin. Dragi frați și surori, dragi oameni, înțeleg în seara asta mai bine, mai profund, găsim pe paginile Sfintelor Scripturi o istorie adevărată a poporului Israel, primul rege, primul împărat al poporului Israel cu numele de Saul, avea niște stări, așa niște crize îngăduite de Dumnezeu. Și când veneau acele stări de nervi, de supărare, venea un tânăr așa cu părul bălai blond și lua instrumentul ăsta care se numește harpă și trecea de două, trei ori cu degetele peste corzi și dintr-o dată duhurile alea rele care veneau peste Saul îl părăseau. Respect, Domnul să vă binecuvinteze pentru instrumentiști, pentru darul care l-a pus Dumnezeu în dumneavoastră, în voi, să-L lăudați pe Domnul în continuare așa. Dacă aici este așa de frumos, ce va fi acolo când vom fi sus în împărăția lui Dumnezeu? Domnul să ne ajute să ajungem cu toții. Amin, amin. Și pentru că vorbim tot de stări de astea, la mine a ajuns o cheie în seara asta. Dacă vine și farțoișainul, ești cel mai fericit. De s-a găsit o cheie de Mercedes. Ia ta, Nelu, Biteșon. Mai aveți puțintică răbdare? N-aveți încotro. Haideți să stăm ridicați puțin, ne mai înviorăm. Citesc două versete din Sfânta Scriptură, din Biblie. Dumnezeu a poruncit Evanghelistului Matei să fie notate următoarele cuvinte. Matei, capitolul 2, primele două versete. Acum, faptul că în sală este întuneric, puțin așa semi-întuneric și aici în față este mai multă lumină, înțelegeți și aspectul ăsta datorită faptului că noi l-am numit așa un concert de colinde, să fie și atmosfera puțin așa, dar să nu vă ispitească cumva lumina asta întunecată. Dacă aveți Biblia, deschideți și măcar să o deschideți, dacă se nimerește la Matei capitolul 2, e bun. Matei, capitolul 2, primele două versete. Auziți! După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Amin! Luați loc, vă rog! Până la sărbătoarea Crăciunului, așa cum este denumită în termeni populari, sau la sărbătoarea sau evenimentul nașterii Mântuitorului, mai avem un pic, mai avem o săptămână și ceva. Am considerat cu biserica ca de data aceasta, în seara asta, să avem în cadrul serviciului de închinare mai multe cântări, mai multe colinde și își au farmecul lor, de fapt. Înainte, nu știu dacă mai iau farmecuri după sărbătoare, dar înainte parcă ceva se întâmplă noi și când te duci prin magazine sau acasă și dai drumul la radio și auzi o melodie frumoasă care arată sau descrie nașterea Mântuitorului, devenim parcă mai sensibili. Creștinii de pretutindeni sărbătoresc nașterea Mântuitorului. Spuneam aseară fraților la închinare aici că mai degrabă aș numi sărbătoarea asta un eveniment care s-a întâmplat o singură dată. Taina întrupării Mântuitorului. Ce se numește taină? Ce are ascuns în cuvântul ăsta taină? Taină înseamnă că este ceva ascuns. Și o să citesc mai târziu din Scriptură să vedeți că pentru noi nu mai este un secret, nu mai este o taină, ci este ceva care știm deja. Cu mintea noastră omenească, limitată, încercăm să descriem în seara asta Creatorul Universului. Intră în Universul creat de El.
Creatorul lumii întregi, a tot ce se vede și ce nu se vede, intră în lumea creată de El. Știți ce este dureros? Evanghelistul Ioan spune la un moment dat că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să numească copii al lui Dumnezeu. Și lăudăm pentru asta. Aș vrea să citesc acest cuvânt, pentru că este foarte important. El era în lume și lumea a fost făcută prin El, ceea ce spuneam. Creatorul lumii a venit în lumea creată de El, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Sărbătoarea asta, evenimentul acesta al Crăciunului, n-are niciun sens pentru tine, dragul meu. N-are niciun sens dacă Hristos nu se naște sau dacă nu s-a născut în inima ta. Vei rămâne doar la ce au cântat adolescențe, dacă ați fost atenți la versurile, la globuri, la lux, la mall-uri pline, la bani aruncați, cheltuială. Și după aceea, după ce îți faci inventarul, după ce trec sărbătorile, mă te vezi că stă pe minus, minus, minus. Niciun sens dacă Hristos nu se naște și nu s-a născut în viața mea și să se nască și în viața ta. Atunci își are sărbătoarea sensul. Auziți ce spune cuvântul Domnului, Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 1. Spune în felul următor. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, această taină, acest secret, încă din cartea primă a lui Moise, din Geneza, atunci când Dumnezeu prorocește și spune, El, adică sămânța ta, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Încă de acolo începe acel fil roșu al mântuirii noastre. Și taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate veacurile, dar descoperită acum sfinților lui, pentru noi nu mai este o taină, nu mai este un secret, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei taine acestei între neamuri, și anume, Hristos în voi, Hristos în voi, nădejdea slavei. N-are niciun sens Crăciunul dacă această nădejde nu o ai. Dacă această speranță nu o ai, știți ceva, viața asta se duce, știți ce repede se truce. Așa, ca suvei, ca spune cuvântul Domnului. Astăzi ești, mâine nu mai ești. Dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Pe El îl propovăduim noi, adică pe cine? Pe Cel care este fără început și fără sfârșit, pe Domnul Iisus Hristos. Și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu, adică Hristos Iisus. Slăviți să fie numele Lui. Amen. Nu vă lăsați amăgiți de ce auziți, că în fiecare an se naște Hristos. Nu. A venit, s-a întrupat prin Fecioara Maria. A trăit, a murit, a înviat și este viu în vecii vecilor. O singură dată. Haideți să revenim câteva clipe la ceea ce am citit. La textul din Matei, capitolul 2. În prima carte a Genezei spuneam, o să găsiți acolo niște expresii, niște Dumnezeu a zis și a luat ființă. A creat cerurile cu astrele, cu toate corpurile cerești. Și atunci nu i-a fost greu lui Dumnezeu, adică și este o contradicție de termen, cum adică să-i fie greu. Dumnezeu poruncește unei stele, unui astru, unui corp ceresc, să lumineze ceva, să strălucească mai tare ca și celelalte. Și această stea care a călăuzit pe magii ăștia,
pe acești oameni deștepți, pricepuți, a ajuns până la Betleem. Stăteau acești magi, nu știm câți au fost, cel puțin 2 sau 3. Biblia spune că niște magi. Stăteau poate seara sau în cursul zilei. Nu știm ce aparate, ce obiective puternice aveau și urmăreau mișcarea astrilor, mișcarea stelelor. Și dintr-o dată unul zice, băi, stop! Haideți încoace să vedeți, vedeți și voi ce văd și eu. Și probabil se uitau prin telescopul acela puternic și zice, asta este steaua împăratului. Lăsăm totul, luăm cu noi ce avem mai bun și plecăm ca să-l găsim. Steaua i-a călăuzit, au ajuns la Erod. Unde este împăratul de curând născut? Erod, Ierusalimul, se tulbură. Cum să nu se tulbure acest Erod despre care spune istoria că și-a omorât pe cei pe care erau pe lângă el, pe copiii lui și pe cei care i-au fost frică de tron? Și atunci a început să tremure toți, i-a chemat pe preoți, păi voi nu spuneți nimic, unde trebuie să se nască împăratul de curând născut? Și caută ăștia și caută și găsește și scrie acolo mica, păi în Betleemul lui Iuda. Le zice la magi, mergeți, găsiți-l, după aia haideți înapoi, spuneți-mi și mie unde e ca să mă duc să mă închin și eu lui. Magii, oameni cu minte, au zis, pe mine nu mă interesează Erod, nu mă interesează că Ierusalimul s-a tulburat, că tu te-ai tulburat, noi mergem să-l vedem pe împărat. Știți ce este frumusețea de aici? Că asta vrem să învățăm atât de la stea, cât și de la magi. Steaua îi conduce și a avut misiunea de a-i conduce la Domnul Iisus. Când au ieșit de la Erod afară, iară văd steaua. Se duc după ea. Și interesant, steaua care i-a condus pe magi la Domnul Iisus s-a oprit la Domnul Iisus acolo. Din momentul acela magii au zis următoarele lucruri. Nu mai sunt dependent de stea, acum sunt dependent de El, de Hristos Domnul, de Marele Împărat. Ce au făcut magii? Ce au făcut magii? S-au închinat. Asta facem și noi seara asta. Noi ne-am chinuit puțin aseară, adică ne-am dat tot interesul să aducem înaintea dumneavoastră câteva imagini. O iesle cu paie. Dacă o vedeți acolo, sunt două coroane. Coroana de împărat și coroana de spini. Și una și alta le-a purtat Hristos, Domnul Marele Împărat. Există un singur loc unde Dumnezeu s-a relevat. Este Domnul Iisus Hristos. Coloseni capitolul 2 din nou. Aș vrea să citesc lucrurile acestea ca să înțelegem. De la versetul 6. Astfel, dar după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu, luați seama ca să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Căci în El, adică în Hristos, locuiește, trupește, toată plinătatea dumnezeirii. Hristos relevat în Domnul Iisus Hristos. Magii au pornit, l-au găsit, două lucruri au făcut după ce l-au găsit. S-au închinat și seara aceasta, așa cum se spunea de la început, este o seară de închinare. Nu ne închinăm unui prunc, nu ne închinăm unui bebelaș care stă sau a stat sau în fiecare an vine într-o iesle, nu. Ne închinăm unui împărat al împăraților și domn al domnilor. Trăiască numele Lui în veci de veci. Știți ce au mai făcut? Au adus daruri. I-au dat Domnului Iisus Hristos
ce-au avut mai bun. Aseară se citea un text din Luca și cuvântul Domnului spunea în felul următor. Atunci când îngerul Gavril a venit la Maria, la Fecioara Maria, și i-a făcut de cunoscut ceea ce avea să se întâmple și cum ea va naște pe Hristos Domnul. Și spune mai departe îngerul, el va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său Iav, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Fratele Onu spunea seară cuvinte pline de sens, adevărate, de acolo din Betlehem a început împărăția. Și îi mulțumim că și pe noi și pe toți Dumnezeu poate să ne strămute în împărăția Lui. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. Știți, Mântuitorul spunea la o dată, eu nu vă mai numesc prieteni, nu vă mai numesc ăia care veniți amici, voi sunteți moștenitori, voi sunteți copiii mei, voi sunteți ai mei. Moștenitori împreună cu El. Și Evrei în capitolul 12 la final zice, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, o împărăție veșnică despre care spunea îngerul Gavril Fecioarei Maria, să ne arătăm mulțumitori și să aducem lui Dumnezeu cum o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. S-au închinat magii, ne închinăm și noi, au dăruit magii, noi ce dăruim? N-are nevoie Dumnezeu de banii tăi sau de ai mei. N-are nevoie Dumnezeu. Dumnezeu mă vrea și te vrea pe tine 100%. Doamne, ajută-mă să mă dărui cu totul ție. De ce? Pentru că El a dăruit totul, Dumnezeu. A dat ce a avut mai scump pe singurul său fiu, pe Domnul Iisus Hristos. Și trebuia să vină în lumea aceasta mizerabilă, într-o lume care astăzi este răsturnată cu susul în jos. Într-o lume în care sensul sărbătorii se schimbă total. Noi îl sărbătorim, spune încă o dată cu tărie, pe Hristos, Domnul Marele Împărat. A hotărât Dumnezeu să vină. Vin, Tată, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia Ta, Dumnezeu. Uitați-vă ce scrie pe pancarda asta. Și voia lui Dumnezeu era ca Hristos Domnul să moară pentru mine și pentru tine la Golgota. Și a luat acea cunună de spini pe cap care a înfipt-o romanii și sângele lui curgea și voaie, dar s-a dus până la capăt. Putea să se dea jos de pe cruce, dar nu s-a dat. A stat și nu l-a omorât romanii. El și-a dat viața de bună voie și-a dat viața din dragoste pentru mine și pentru tine. Și a treia zi a înviat și este viu în vece vecilor. Domnul Iisus Hristos, slăvească-ne se numele Lui în veci de veci. Ioan Botezătorul spunea la un moment dat, verișorul Domnului Iisus Hristos, eu trebuie să mă micșorez, pentru ca El să crească. Haideți în continuare să ne smerim inimile noastre, să recunoaștem, suntem dependenți de El. Dacă El își întinde mâna, avem. Dacă El și-o trage mâna, nu mai avem. Și mulțumim că în ziua de astăzi am mai îngăduit dimineața aceasta să-ți deschizi ochii, să mai tragi aer, să-ți bei cafeaua, știu eu, sau să faci alte lucruri la micul dejun și în seara aceasta fiind aici toți împreună, merită Domnul Iisus Hristos lăudat. Dragilor, El nu-și împarte slava cu nimeni și cinstea n-o dă idolilor, așa spune cuvântul Domnului în Isaia. De aceea, tot ce facem în seara asta aici, mai sunt încă două puncte. Totul, ce a fost, ce este, ce va fi, este spre slava Domnului Iisus Hristos. Steaua i-a condus pe magi la Iisus. Noi avem datoria la fel. Suntem niște indicatoare care conducem pe oameni la Iisus. Oamenii au datoria, știți ce datoria au? Să se închine Domnul Iisus Hristos. Ne închinăm și recunoaștem. Datoria fiecărui om este să ne închinăm Lui. Domnul să ne ajute. Deci încă o dată, s-a născut după Scripturi, a trăit după Scripturi, a murit după Scripturi și a înviat și s-a înălțat tot după Scripturi. Vă doresc din toată inima ca să aveți sărbători binecuvântate, să aveți un an nou binecuvântat,
Înaintea Lui nu este limită, timp, săptămâni, luni, ani. Dar noi dacă totuși am hotărât așa, 2023 să se termine în 31 decembrie la ora 12 și să înceapă celălalt an, 2024, vă doresc din toată inima, în numele Bisericii Betel, care în seara aceasta sunteți aici, să aveți un an nou plin de binecuvântări. Și cea mai mare binecuvântare care ați putea să o aveți în inima și în casele voastre este ca Domnul Iisus să se nască și în voi. Amin. Domnul să fie lăudat. Mai ascultăm grupul coral, iar apoi împreună cu toții mai colindăm o colindă și în română, și în germană, și apoi, sigur, toți cei care sunteți prezenți aici, vă așteptăm pe hol, ne cerem scuze, nu avem spațiu de care avem nevoie, dar e bine și așa la îngrămădeală cumva, este ceai, este pungi, no alcool, deci fără alcool, prăjituri, toate lucrurile care le-au dus surorile noastre de aici, Dumnezeu să binecuvinteze toate mâinile care s-au întins și au investit în aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin.